Aleluia! Vreau să citim un singur verset, fapte 20 cu 28. Fapte 20 cu 28. Am o rugăminte mare la, la dumneavoastră. Împreună putem face ca atmosfera să fie sub ungere. Știu că marea majoritate spunem a venit să ne bucurăm. Dar bucuria poate fi de multe ori, de multe feluri. Iar bucuria în prezența Domnului e o bucurie sub ungere. Și noi ne dorim în seara asta ungerea Duhului Sfânt aici. 20 cu 27. Fapte 20 cu 28. 20 cu 28. Fapte 20 cu 28. Și o să rămână versetul ăsta multă vreme. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Tată, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu al ordinii și în seara asta Duhul Tău e aici să aducă ordine. Și în numele Lui Iisus, Tată, mă rog ca al Tău cuvânt să așeze lucrurile în așa fel. Toți cei ce sunt aici să primească o binecuvântare, o porție de binecuvântare. Pentru că știu că n-am venit din alte motive decât din acelea, Doamne, de a ne împărtăși cu bucuria cerului, de a ne împărtăși cu bucuria bisericii, te-a împărtăși cu bucuria împărăției cerurilor. Deci îți mulțumesc în seara asta pentru cuvintele care le-ai pregătit, pentru lucrarea ce ne stă înainte. Așez numele Tău și îți mulțumesc. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Suntem de două ore și ceva, aproape trei. Și am luat parte la tot ce s-a întâmplat aici până acum. Am cântat cu cei ce cântau, ne-am bucurat cu cei care vorbeau. Acum cred că e un moment oportun ca și voi să luați parte la ceea ce facem noi mai departe. Deci eu o să fac apel, lăsați telefoanele, pentru că mi-am dat seama de multe ori venim în casa Domnului, Domnul are să ne dea ceva și noi suntem pe telefoane și după aceea începem să spunem tot felul de lucruri, pentru că, de fapt, diavolul a reușit să ne distragă atenția exact cu lucrurile pe care nici nu ne dăm seama de ele. Vreau să împărtășesc cu voi, pentru că m-am rugat și azi noapte și am zis, Domnule, Doamne, trebuie să fie ceva, un cuvânt pe care să-l dai. Adevărul e că eu am căzut puțin la mijloc la această lucrare. Nu eram pregătit pentru asta, nu știam nimic până ce am ajuns în Germania. Și de aceea mă alătur pastorilor care au zis că sunt bucuroși că sunt în seara asta aici. Dar pe deasupra eu mă simt și responsabil. Sunt bucuros, dar mă simt și responsabil. De ce? Pentru că astfel de lucrări necesită o responsabilitate majoră. De ce? Pentru că sunt mulți factori puși în joc și dacă nu știm să-i gestionăm cum trebuie, riscăm să ne facem ori de râs, ori să dăm cu piciorul în ceea ce Dumnezeu ar fi pregătit să aducă aici. De aceea vreau să ne conectăm împreună. Oprește-l ăsta până mai târziu. Deci aș vrea să ne conectăm împreună ca să vedem ce are Dumnezeu. Și în timp ce vorbesc, chiar aș vrea să vă rugați. Și dacă spuneți două, trei cuvinte și dacă vă rugați în alte limbi, e important și cred că Dumnezeu are ceva pentru noi. Amin? De ce îmi spunea Duhul Sfânt că în momentul în care poporul Israel a cerut împărat, Samuel s-a văzut pus în fața unui fapt să le explice poporului care sunt obligațiile lor, care sunt drepturile lor, pe de altă parte, ce va cere împăratul, care sunt responsabilitățile, care sunt pretențiile.
De aceea, oameni buni, eu nu văd o lucrare într-o biserică în care cei de pe scenă fac totul și ceilalți nimic. De aceea o să încerc să vorbesc alternativ. Da? Câteva gânduri pentru lideri, cazul fratelui Beni și fratelui Gabi și ceilalți care sunteți încă slujitori, dar și biserica. Pentru că vreau să vă spun ceva acum, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu există slujitor fără biserică și nu există biserică fără slujitor. Încă n-am ajuns momentele acelea în care să vedem teleportarea și pe când o fi teleportare, probabil vor fi și astfel de ciudățenii. Dar în Biserica lui Iisus Hristos există cap, da? Iisus Hristos. Aleluia. Și trup mădulare care e biserica. Iar reprezentanții lui Iisus Hristos din punct de vedere uman sunt liderii pe care spune în Efeseni capitolul 4 că i-a dat El. El a dat biserici. El îi dă. Pe unii de apostoli, pe alții de proroci, pe alții evangheliști, pe alții pastori și pe alții învățători. Hristos îi dă. Și când îi dă El, biserica recunoaște ceea ce dă. Și când îi dă El, biserica recunoaște ceea ce dă El. Acum, nu o să mă apuc aici să aduc o doctrină biblică, deși s-ar putea la un moment dat să ating anumite chestiuni, pentru că venind din venind din diferite forme organizaționale din țară sau din Europa, s-ar putea să avem montate în mintea noastră anumite chestiuni care pot fi nebiblice. Și nu o să mă încep în seara asta, că nu e de datoria mea să fac rânduială în casa lui Beni și nici nu mă bag în chestiile astea doctrinare, doar o să vă spun lucruri ce țin special de Biblie. Amin? Am adus o hârtie și stăteam pe scaun și mă întrebam care e cel mai mare dar pe care poate să-l primească un credincios? Și repede m-am dus în Corinteni 12 și am văzut că darul cel mai important e înțelepciunea. Mai mult, în Proverbe spune cine este înțelepciunea? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, aș vrea să ne rugăm pentru acest dar. Un creștinism fără înțelepciune este un creștinism de paie. O biserică, un creștin fără înțelepciune e de paie. Adică condus de emoții, condus de sentimente, condus de firea pământească. Și în Biserica lui Hristos nu conduce firea pământească, ci conduce Duhul. Cineva să zică amin. Amin. Și am auzit o vorbă nu de mult, spunea cineva, nu contează ce ai în mână, contează în a cui mână ești. Opa! Și vreau să vă zic ceva acum. Ce credeți voi că aș putea să fac din hârtia asta? Avion. Bun. Barc. Pușcă. Din aia. Ascultați. Din hârtia asta nu poți să faci altceva decât ce dictează capul. Mâinile nu o să meargă niciodată decât ceea ce dictează capul. Din păcate, în multe organizații și în multe biserici, vedem că, virgulă, conduc mâinile, nu capul. Noi suntem chemați să ascultăm de cap. Capul este Iisus Hristos. Și nu o să fac niciodată ce vrea mușchii mei, pentru că eu fac frumos, aș putea să fac, să zic că fac un avion, cum zicea violoncinistul nostru.
să fac un avion. Dar mâinile, dacă sunt conectate la creier, nu vor face niciodată decât ceea ce spune creierul. Puteți să ziceți amin? Amin. Nu, e ok, lasă. Lasă că mă mișc, lasă că e bine că mă mișc. Nu mai deranjați acum că oricum... Așa că important e în a cui mână ești. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, o să iasă o piesă impecabilă, desăvârșită. Pentru că Dumnezeu este înțelepciunea desăvârșită. Și mâinile Lui nu o să creeze altceva decât ceea ce înțelepciunea Lui poate să aducă. Dacă ești în mâinile altcuiva, mai sunt tot felul de falsuri acum, sunt tot felul de Dumnezei, sunt tot felul de așa, o să iasă exact ceea ce dictează capul acolo. De aceea, în seara asta, vreau să cred că împreună vom face o treabă bună. Amin, surorilor? Amin, fraților, ok? Așa că, primul lucru pe care vreau, am spus că o să merg să vorbesc alternativ, i-a spus lui Benny, nu o să vorbesc mult, tocmai pentru că vreau să acord o mare responsabilitate dedicării, punerii deoparte, ordinării, cum ne place nouă să zicem, deși nu apare termenul ăsta în Biblie, punerii deoparte pentru slujire. Din păcate, unii confundă slujirea cu promovarea sau slujirea cu șefia. În fine, slujire știți de unde vine? De la sclavie. De la sclavie. Și Iisus a zis, n-am venit să fiu șef. I-a venit să fiu sclav. Dacă în lume se comportă împărații cum se comportă, e treaba lor. Voi nu trebuie să fiți așa. Pentru că nici eu n-am venit ca cineva să îmi slujească, ci eu să slujesc. Da? Da, asta e altă treabă. O să vorbesc altă dată despre asta. Am început prea multe aici, am venit și încă nu legată. Cineva spunea și de ce am acceptat astăzi să fiu parte la această slujire? Cineva spunea că cea mai tare reclamă a unei biserici sunt viețile transformate. Aleluia! Da? Nu biserica, nu cântăreții, nu hainele, nu crucile, nu clătirea, nu. Cea mai tare reclamă a unei biserici sunt viețile transformate. Că în momentul în care ieși pe ușa asta, tu ești biserica și eu sunt biserica. Și oamenii se uită la viața mea transformată și ori de câte ori se va uita la tine, va zice, sigur tu mergi la o biserică ori bună, mai puțin bună. Și am ascultați-mă, cartea de vizită a unei biserici e pastorul. Vorba aia, cum e turcul? Și pisul. Cum e popa? Și popor. De aceea e important și credeți-mă, de aceea am acceptat la provocarea fratelui Beni să slujesc astăzi aici, să fac lucrarea asta, pentru că îl cunosc de câțiva ani de zile, ulterior l-am cunoscut și pe fratele Gabi, mai puțin pe dumnealui, dar de aceea am acceptat să fiu parte aici, pentru că am văzut, cum spunea, cred că mă știu unul din păstori, cred că fratele Miloș, am văzut și greurile lui, și greutățile lui, și binecuvântările. Și am văzut în ultimii ani de când vin aici, am văzut creșterea acestei biserici, maturizarea acestei biserici, rânduiala acestei biserici. Și vreau să vă spun că nu peste tot aș putea spune la fel. Dar azi, cu tot respectul venit și cu tot respectul pentru frații păstori de aici, sunt parte la această lucrare. Da? Tocmai pentru că am văzut cartea de vizită a acestei biserici. Ok, când vorbim despre slujitor, lider și biserică, în primul rând, vreau să vă zic celor care sunteți ordinați. Sau vă veți ordina. Nu încercați, frate Beni, frate Gabi și ceilalți, nu încercați să-i mulțumiți pe toți oamenii. Cred că cea mai mare pacoste pe capul unui pastor, a unui presbiter, a unui predicator, este să-i mulțumească pe toți.
Nici Iisus nu i-a mulțumit pe toți. Pentru că întotdeauna vei găsi oameni care să ne mulțumiți de barba ta, de costumul tău, de nevasta ta, cum se îmbracă, totdeauna se uită. Nu încerca să mulțumești pe toți. Eu am încercat cu ani în urmă, eram tânăr atunci, și la un moment dat mi-am dat seama că de fapt este un spirit demonic de mândrie. Că oamenii mândri încearcă să-i mulțumească pe toți. Adică se crede salvatorii. Îi spuneam unui pastor nu de mult că zicea, e stare ocupat de colo colo. Și am zis, știi ceva? Vezi să nu e locul lui Hristos. Să ai curajul să spui nu. Să ai curajul să stai vertical când suflă vânturile. Nu încercați să-i mulțumiți pe toți, că întotdeauna vor fi oameni conduși de fire, conduși de previziuni, conduși de ce au de la alții și vor pombăni. Mi-aduc eu aminte, nu mai sunt acum, dar erau cu ani în urmă daciile acelea cu carburator. Te dădeai un pic prea tare pe accelerație când pornea, știți cum făcea? Doamne, nu este biserică fără daște. Indiferent ce combustibil dai, indiferent ce aduci, totdeauna nu o să-i puteți mulțumi niciodată. Ascultă-mă, frate Gabi, ascultă-mă, frate Penny, întotdeauna vei găsi oameni care nu le place pe cine e pus să cânte, de ce ai lăsat-o să vină la biserică, întotdeauna. Și am ascultat, dacă îi veți mulțumi pe Dumnezeu, o să puteți dormi noaptea. Aleluia! Dar dacă nu o să-L puteți mulțumi pe Dumnezeu, ce ați mulțumit nu știu pe care, nu știu pe care, credeți-mă, mă, ce vă zic, eu umplu de ani de zile biserici de frați români, îi respect, îi iubesc, dar parcă niciodată nu i-am văzut, sau să spun altceva, și am predicat în sute, mii de biserici, în America, în Africa, în Europa, dar parcă niciodată n-am văzut oameni așa mai închistați ca voi, încercând să-i mulțumiți pe toți. Domnule, dacă 10 păstori la toți trebuie să le dăm cuvântul, că nu mai fi în altă dată. Dacă 20 de cântăriți la toți trebuie să le dăm să cânte, că vezi, Doamne, ce o să zică de mine pe live. Nici aici nu mă doare. Eu nu vreau să mulțumesc pe oameni. Eu vreau să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Și acum ascultă-mă. Acel predicator sau acel cântăresc care se supără că nu-i pus să facă ceva, ăla nu-i de Dumnezeu. Ascultă-mă ce zic. Nu, mai bine și de acasă. Înțelegi? Pentru că smerenia este o roadă importantă a omului care umblă cu Dumnezeu. Acum, spun bisericii. Asta a fost pentru voi. Priviți-vă, rog frumos, ca oameni, nu ca zei. Și ei sunt oameni și noi suntem oameni. Câteodată mă ia cu ciuda când îi văd pe frați, roagă-te pentru mine. Și mă enervez câteodată. Mă, roagă-te tu. La ce bai ai? Te doare ghință? Limba? Dar roagă-te! Că eu nu mă știu că nu... Bă, om sunt și eu ca și tine. Nu considerați oamenii din față zei. Există un singur Dumnezeu. Și cum ne place nouă de multe ori să spunem cuvântul ăla din Isaia, care ar fi bine să-l cercetăm, că el nu-și împarte slava cu nimeni, dar acolo spunem contextul, nu-și împarte slava cu idolii. Și totuși Dumnezeu își împarte slava, știți cu cine? Cu copiii Lui. Pentru că zice Domnul Iisus, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o mie. Lăuda să fie Domnul. Nu mai fi super religios. Da, Domnul își împarte slava. Ba da, Dumnezeu și-a împărțit slava cu Fiul Său și acea slavă care a dat-o Fiului Său ne-a dat-o și nouă. Pentru că zice în Efeseni un lucru tare. Și ce zice despre Dumnezeu? Dumnezeu El este Tatăl Slavei. Și noi suntem copiii Lui. Și dacă El e Tatăl Slavei și eu sunt copilul Lui, înseamnă că eu sunt slava Lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Oamenii ăștia, uite că pot să și facă lăzie așa. Biserica, ascultați-mă. Oamenii ăștia
pot să vă ajut într-un fel sau alt. Pot să vă dea o sugestie, se poate ruga pentru voi. Vă poate da o recomandare, dar nu așteptați de la ei ce așteptați de la Dumnezeu. În numele Domnului vă spun, suntem oameni imperfecți, suntem sfinți cu greșeli, suntem vulnerabili. Știi ce m-a durut mai tare? Sunt creștini care își fac idol din predicator. Și dacă predicatorul lui vine, merge în oraș, lasă orice și merge acolo. Și am ascultat. S-ar putea ca acel predicator să auzi la un moment dat că a alunecat și a căzut. Și toată încrederea ta în acel predicator s-a făcut... Pentru că tu n-ai voie să tragi semnificația dintr-un om. Tu n-ai voie să tragi resursele dintr-un om. Același om care cântă aici și Petrișor și Elvis, că iubesc copiii ăștia, sincer, iubesc așa de mult. Rămâneți tot așa smeriți. Dacă aud că v-ați mândrit, eu vă bat. Suntem și noi oameni. Înțelegeți? Și predicatorul, și cântărețul, și tot, sunt deși noi. Și nu avea așteptări de la noi cum ai de la Dumnezeu. Dar e adevărat. Poți să ai așteptări de la noi, pentru că noi suntem cei din față. Da? Mi se pare corect? Dar n-avea așteptări cum ai de la Dumnezeu. Eu pot să-ți dau o direcție, eu pot să mă rog pentru tine, eu pot să vorbesc cu tine, eu pot să-mi fac timp pentru tine, dar nu sunt omul care să fac totul. Doar Dumnezeu poate totul. Aleluia! Amin? Amin. Mă gândeam, stând aici pe scaun, în biserică, sunt trei categorii de credincioși. Sunt unii care trag sau împing la carul Evangheliei. Și sunt mulți, slavă Domnului, se implică cu banii lor, cu post, cu rugăciune, cu șerfă. Sunt unii care le place să stea în car. Și câteodată, Doamne, greu e să tragi carul și să împingi când unii stau. Și atunci ăștia care stau în car, numai să-i vedeți, cartonaj roșu. Ai văzut pe ăla cum s-a îmbrăcat? Vine odată un bătrân la mine și zice, frate, ai văzut-o astăzi pe sora aia, da numele, cum a venit de decoltată la biserică? O zic, frate, eu n-am venit la biserică să mă uit după dănaștea. Dacă dumneata ai venit să te uiți după dănaștea, mai bine să te ia acasă. Care stau, uitați-vă la Narcis, faptul că stă, el vede toate. O vede și pe sora aia cum e îmbrăcat, o vede și pe fratele ăla că se scobește în ureche, îl vede și pe ăla la acolo. Când stai, ai timp să vezi totul. Și acum ascultați-mă, iertați-mă, puturoșilor care stați. De-aia le vedeți pe toate și de-aia băgați seama la toate că voi n-ați pus umărul la carul Evangheliei. Voi nu v-ați băgat în hamul Evangheliei. Voi le vedeți pe toate. Și de voi să-ți mai spun ceva. De când i-a pus Dumnezeu pe tine supervisor? Da? Eu știam că există un singur supervisor. Duhul Sfânt. Pe noi Dumnezeu ne-a chemat să fim martori, nu judecători. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martori. Martorul n-are timp să se uite după ce face ăla și cea. El a început să spună, l-am văzut pe Mihai cât e de bun, am văzut pe Hristos și a făcut în viața lui cutare. El n-are timp, dar ăștia care sunt cal. Bă, intru pe sora, zice. Da, mai există a treia categorie. Care țin. Exact, cu bețele în roată. Nu cumva să meargă treaba bine. Ește-te dacă ale. De-aia, ascultați-mă, pastori,
De-aia câteodată e grea calea, calul Evangheliei. Că s-ar putea să fie blocate toate patru roțile. Că sunt din ăștia deștepți. Bag, și atunci tragi. Și sigur că e greu. Știi ce zice cineva? Zice, cea mai slujbă, cea mai grea slujbă e slujba de păstor. De ce? Păi zice, de multe ori trebuie să merg cu roțile înfrânate. Alte ori te bași tu singur în jug. Alte ori trebuie să scoți carul după unde a intrat. Dar asta vreau să spun, că biserica nu poate să meargă înainte fără sprijinul tău. Cine-i partea bisericii muntele Sionului, să știți că acest car al Evangheliei trădus pe munte în sus și nu-l poate trage păstorul singur cu diaconul, cu cântăreții, ci fiecare trebuie să pună umărul și cineva să zică amin. Doi. Frate Beni, frate Gabi, frate slujitor, ascultați-mă acum că mă bag adânc. Acceptați criticile constructive. Acceptați criticile constructive. Începuți în viața de slujire. Și biserica la părinții mei în sat era un frate mai în vârstă. El nu predica. Dar îmi venea și îmi spunea, frate Florin, ce ai spus aia n-a fost bine. Cum te-ai adresat, n-a fost politicos. Și ne-am dat seama ce important este să ai Natanul tău. David l-a avut pe Natanul lui. Câteodată Natanii sunt incomozi, că o să spună exact lucrurile care te doare. Dar ascultă-mă, dacă ți-o spune în dragoste, bucură-te că ai un Natan sau doi. Pentru că ăștia țin la tine. Ăștia te iubesc. Adevărul e că sunt o grămadă care... Sunt o grămadă care sunt gata să dea sfaturi. Sunt o grămadă care sunt gata să vadă orice din viața ta, da? Dar nu te lua... Ascultă-mă, frate Gabi și frate Beni. Să vă dea, eu asta mă rog, să vă dea Domnul un duh special de discernământ azi. Să vedeți oamenii la care să luați sfatul. Culme, mă. Zilele trecute, unul dintre slujitorii pe care i-am voia să-mi dea sfaturi. Și a zis, atâta vreme când nu văd în casa ta, când nu văd viața ta de familie în rânduială, eu nu pot să iau sfatul de la tine. Da, dacă îmi deschid vreo firmă, tu unde afaceri, iau sfatul de la tine. Dar din punct de vedere spiritual, câtă vreme văd familia ta cum e, nu o să iau niciun sfat de la tine. Știu că s-ar putea cineva să se supere pe mine, dar ascultați-mă. Ce sfaturi ar putea să ia Cristiano Ronaldo de la mine legat de fotbal? Nicio legătură. Bravo. Ce sfaturi ar putea să ia Nadal, ăsta tenismenul ăsta, sau Djokovic, în materie de tenis? Ce sfat ar putea lua președintele Iohannis în materie de președinție de la mine? Nimic. Și știi ce m-am gândit zilele astea? Domnul președinte, cât e el de președinte? Când a intrat în biserica luterană, stă plecat în fața preotului luteran. Pentru că îl recunoaște că e autoritate spirituală. Ai noștri în biserică vin cu sus. Bă, pastore! Bă! De parcă am făcut școală împreună. De parcă ne tragem de șireturi. Unde-i bunul simț? Unde-i respectul față de slujitorul Domnului? Da? Da, frate Beni, da, frate Gabi, să vă dea Domnul titul de discernământ, să vedeți când vin lingușitorii. Să vă feriți de lingușitori. Asta-i, cum zicea cineva, lingușitorii sunt cele mai periculoase animale domestice.
Iar bârfitorii sunt cele mai periculoase animale sălbatice. În seara asta îmi dau drum, așa că nu se susic. Feriți-vă de lingușitorii. Chiar dacă o să te perie, să aveți discernământul ăsta. Bă, ăsta vrea să obțină ceva. Legat de aspectul ăsta, vreau să spun frate Beni și frate Gabi și tuturor slujitorilor, două din caracteristicile pe care Dumnezeu, asta am citit în Biblie, pe care Dumnezeu le are în așteptare legat de slujitori. Unu, orice slujitor al Domnului trebuie să prezinte disponibilitate. Să știți că Dumnezeu nu ia oameni să-i pună în slujire care nu sunt disponibili. Nu, El nu bagă cu forță. Moise s-a oprit și s-a întors. Dumnezeu te cheamă, dar nu te bagă cu forță. Dacă nu vrei tu, are pe altcineva. Dar una dintre caracteristicile cele mai importante pentru slujitor e disponibilitatea. La două noapte, la trei dimineața, oricând, să spui, da, Doamne, aici sunt. Și cea de-a doua, să fie învățabil. Toată viața avem de învățat. Spunea un frate, zice, eu vreau să fiu ucenicul tău, că vreau să ajung ca și tine. Auzi, ca să ajungi ca și mine, trebuie să treci prin multe. Și dacă spun prin câte am trecut, începând din faptul că tata m-a aruncat pe mine afară de acasă și că am avut probleme în multe biserici. Numai asta am zis, odată am văzut că se dubește. Aș vrea și eu un cerea ta, dacă s-ar putea, fără provocările tale. Fii disponibil și învățabil. Pentru că în momentul în care ești dispus și vrei să înveți, Dumnezeu îți deschide cerul. Amin? Și legat de chestia asta cu criticele, acum vreau să vă spun, biserică, următorul proverb. Nu tot ce zboară, se mănâncă. Și ascultați-mă acum. Trebuie să știi când să vorbești, cum să vorbești, ce să vorbești și unde să vorbești. Te aud câteodată pe unii creștini, mă frate, trebuie să eu spun. Ajută ceea ce spui tu, ajută pe cineva. Puneți întrebarea asta. Că dacă nu ajută, mai bine trageți fermoară. Că dacă nu zidește pe nimeni, că dacă nu ajută pe nimeni, că dacă nu încurajează pe nimeni. Dar am fost învățat, eu vă spun asta din experiența pastorală, am fost învățat oamenii în biserică, mă trebuie să eu spun neapărat. Dar ajută asta la ceva? Am auzit o întâmplare. Un împărat avea un slujitor foarte distins în curtea lui. Și la un moment dat, soția acestuia a venit la împărat și a zis, împărate, pot să spun ceva? Zice, am o problemă cu soțul meu, slujitorul tău. Mă vorbește cum nu trebuie, îmi face ce nu... Și împăratul a zis, asta nu-i treaba mea. Și atunci femeia, când a văzut că nu-i luat, stai un pic să spun, împărate. Dar vorbește rău și de tine. Pe unde apucă vorbește rău și de tine. Și împăratul zice, asta deja nu-i mai treaba ta. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dar câteodată avem impresia că Dumnezeu oprește soarele în loc dacă noi nu zicem ceva. Repet, ai mare grijă, alegeți momentul când să vorbești, alegeți cuvintele pe care să le vorbești, alegeți tonul cum vorbești, pentru că îi riști să nu mai fii ascultat niciodată. Și asta o spun în special pentru oamenii din biserică, dar și pentru lideri. Nu neapărat dacă am să spun ceva, trebuie să spun. Nu tot ce zboară se mănâncă. Trebuie să-i spun, mă, frate, trebuie... Spunea Richard Rundat odată.
Zice, eram tânăr. Și nevastă m-a supărat cu un cuvânt. Bă, și m-a supărat și-a zis, nu vreau să-mi stric inima acum, dar când ajung acasă o să-i zic. Și zice, când am ajuns acasă, erau niște musafiri la noi. Și am zis, să zic acum, față de musafiri. Măi, și las că o să las după ce pleacă musafiri. Musafirul a plecat târziu. Zice, băi, n-apuc să eu zic acum, o zic la dimineață. Dimineața când s-a trezit el deja, nevastă să ia la piață. Și zice, Richard Rumbran, a trecut 40 de ani. Și n-am mai apucat să-i spun. Ascultă-mă, dacă cuvintele tale nu zidește, dacă cuvintele tale nu ridică, dacă cuvintele tale nu aduce liniște și pace, bagă-ți o pungă pe cap sau ia o gură de apă și ține-o în gură până când pleci. Știți ce multe lucruri s-ar rezolva dacă am tăcea? Forma aceea, dacă tăceai, filozof rămâneai. Amin. Așa că, închei imediat. Acceptați criticile constructive. Iar voi, ca biserică, aveți de grijă ce spuneți. Când spuneți. Unde spuneți. Și închei cu, azi, mult mai multe ele. Mai poți veni. Gabi. Fii atent ce zic acum. Aveți grijă cine vă sunt prietenii și colaboratorii. Vă spun din experiență. Ai grijă cine sunt prietenii și colaboratorii. Pentru că scrie în Scriptura mea, în carte, în una din epistolele lui Ioan, nu zice oricui bine ai venit. Nu-ți fă mulți prieteni, zice Ieremia, că îi faci spre... Ai, ai, ai. Uitați-vă și Domnul Iisus Hristos și-a selectat prietenii. Deci că mulți mergeau după El, dar El a ales. Tu vii cu mine, tu vii cu mine, chiar dacă ești când trăiei un trădător. Îți asumi. Chiar dacă ești când mare majoritate dau bir cu fuciții când văd pe cineva cu sabia. Îți asumi. Dar alegeți-vă voi. Și acum vă spun că exact chestia asta, numai că am anticipat, bârfitorii sunt cei care creează cele mai mari probleme în biserică. Nu stați în compania bârfitorilor. Nu stați în compania celor care creează tensiuni. Nu stați în compania celor care aduc certuri. Nu stați în compania celor care sunt cu îndoieli. Nu stați în compania celor superficiali. Nu sta în compania celor super înțelepți. Întotdeauna vor fi oameni care vor vrea să fie prietenul tău. Și când vor să vrea să fie prietenul tău, Mihai, întreabă-te de ce o vrea să fie prietenul tău. De ce? Am 52 de ani. Mulți înainte, mulțumesc! Nu, că mai bine zic eu mulți înainte să nu se găsească vreo careva să mi-o taie. Dar ascultați-mă că am știut să-mi selectez prietenii. Pentru că mi-am dat seama că sunt unii care te ridică și alții care te trag în jos. Nu sta în compania celor care nu ți aduc niciun beneficiu spiritual. Știți ce zicea cineva odată? Frate, frate, tu ne-ai învățat să nu fii prieten, nu știu ce, dar poate el are nevoie. Mă ascultă-mă, ești în stare să-l ridici? Dacă ești în stare, fii prieten. Spunea marele, sau mai bine zis, prințul predicatorilor Charles Spurgeon, că odată a venit la el în birou una dintre fetele bisericii pe care o păstorea în Londra și a zis, pastore, în sfârșit mi-am găsit aleasa inimii, alesul inimii. Și cine din biserică, știu și eu? Păi zice, asta e problema, că nu e din biserică. Și evangelizezul, la două călători.
Sargen ăsta avea 1,90 m și ceva și 100 și ceva de chile. Și zice la fata asta, urcă-te pe biroul meu. S-a urcat pe biroul lui. Și-a zis, dă mână, da. Trage-mă sus pe birou. Hai, trage-mă. Acum zice, ține-te tu bine. Imediat o trasă jos. Să nu care cumva să te crezi tu atât de capacitat încât să-i ajuți pe alții. Lasă-l că de-aia a venit Duhul Sfânt să-i ajute pe oameni. Fii prieten cu oamenii care au gândurile lui Hristos. Fii în compania celora care iubesc împărăția cerurilor. Și ușor, mă frate, când deja stai la masă cu ei și au început să vorbească de mașini, de bani, de averuri, eu mă retrag. Eu din felul meu sunt om care mă retrag. Și vă spun ceva. Am avut o copilărie nefericită. Tata a fost alcoolic. Și săptămână de săptămână în casa noastră a fost scandal și ceart. Și mama a văzut-o de atâtea ori bătută și eu cu sora mea trebuia să fugim. M-am întors la Domnul, Domnul mi-a vindecat inima. Dar și acum, și acum, când văd un scandal, o ceartă, mă blochez. Pentru că nu vreau să intru în așa ceva. Și m-a ajutat Dumnezeu pe cât posibil să n-am de-a face cu oameni din ăștia. Și când îi văd că sar la ceartă, la scandal, imediat mă retrag. Mi-e greu să confrunt. De aceea nu mi-aleg prieteni scandalagii. Nu mi-aleg prieteni bârfitori. Nu mi-aleg colaboratori care sunt superficiali. Sau sunt super inteligenți. Vorba vine, super inteligenți. Ce vreau să-mi iau prieteni care sunt pe aceeași linie cu mine, care plânge împreună cu mine, care suferă împreună cu mine, care se bucură împreună cu mine. Frate Gabi, frate Beni, fiți selectivi cu prietenii și colaboratorii. Nu ziceți oricui bine ați venit, că te faci părtaș cu asta. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea nu numai un duc de discernământ, să vă dea și darul deosebirii duhurilor, ca astăzi mai nou circulă o grămadă de predicatori, o grămadă de cântărești și dacă n-ai claritate, știți cât mi-a trebuit mie să repar în urma unui așa zis proroc? Într-o seară mi-a făcut o biserică vraiște. Un an de zile trebuie să repară în urma lui. Pentru că e greu uneori să gestionezi lucrurile. De aceea nu-i bine să intri cu toți în colaborare, în prietenie. Și acum închei cu asta. Biserică. Îi vedeți pe Beni și pe Gabi? Dacă ei fac anumite alegeri, în seara asta vă chem să-i slujiți, să-i acoperiți, să-i apărați, să luptați pentru liderii voștri. Ascultă-mă ce zic. Succesul lor e succesul întregii biserici. Eșecul lor e eșecul întregii biserici. Aveam într-o biserică un diacon. A avut ceva litigii cu un consătean. Și a venit să-mi spună rău de el. Chiar că știam că așa e situația. L-am apărat. A trebuit să spun, nu dau crezare ceea ce spui. Pentru că el e slujitorul bisericii, e diaconul biserică și îl apăr. Apărați-vă slujitorii din față, postiți pentru ei, rugați-vă pentru ei, rugați-vă împreună cu ei, susțineți-i. Ei o să facă o treabă faină când vede că voi îi susțineți și încă ceva. Asta la frații romi am întâlnit-o. Nu cumva să-l auzi pe un frate. Bărt! Așa frumos ai cântat, așa frumos ai predicat. Nu cumva să-i zici. Că mai zice că de să mândrește, frate. Bă, dacă ai văzut că sunt mândrit, nu mi-ai zice altă dată. Dar acum ascultă-mă. Un slujitor ar trebui să fie înțelept și matur. Să zic așa, dacă Mihai m-a lăudat cum am predicat,
Această laudă o pun la picioarele Domnului, că datorită Lui sunt. Cine își păstrează laudele pentru El, e un om mândru, e un om fudul, unui astfel de om să nu-i mai spui. Dacă vezi că îi spui și îl zice, lăudat să fie Domnul, pun la picioarele Domnului asta. Aveți curajul să vă încuraja. Și ce greu e să lucrezi, cum zice englezul, fără feedback. Mă bucur că în bisericile, în special de frați români, mai auzi câte un amin, câte un aleluia, dar mereți, vă rog frumos, în bisericile români, că ți se usucă și limba și gâtul și creierii și nu mai poți, că n-auzi un amin. Și e foarte greu. Dar e foarte bine când ziți pe dijon, aplaudați, hai să aplaudăm, că nu pe El îl aplaudăm, îl aplaudăm pe Domnul. Că n-am zis să ziceți un amin, n-am nevoie, ascultați-mă, eu n-am nevoie de aminurile voastre, de aminurile voastre merită Dumnezeu, de strigătele noastre merită Dumnezeu. Dar ascultă-mă, în momentul în care tu zici amin la ceea ce spun eu, în momentul ăla mă conectez cu tine. Și dăm împreună laudă lui Dumnezeu. Aleluia! Mai vezi pe câte unul sau pe câte una se uită la tine, chiar mâncăm. Wow! Chiar ucide! Chiar bea un pahar cu apă! Nu te poți conecta! E la treabă! Eu mă conectez cu aia care vor pe Domnul. Și mă ascultă-mă, se simte când ungerea e de la Domnul. Și în cântare se simte. Și în predică se simte. Și în rugăciune se simte. Aleluia! Nu vă fie greu să vă rugați pentru ei. Nu vă fie greu să le spuneți, frate, ai făcut o treabă faină. Vreau să închei ultimul gând ăsta. Simt că trebuie să o spun înainte să plec. Frate Beni, frate Gabi, frate Florin, cum realizezi că ești pe drumul cel bun? Cum îți dai seama că slujirea ta e pe drumul cel bun? Cum îți dai seama, Narcis, că tu ești pe drumul cel bun? Cum îți dai seama, Mihai? Cum îți dai seama, pastorul Victor, că ești pe drumul cel bun? Știi cum? Luând exemplu de la Iisus. Și acum ascultă-mă, trei lucruri fugitive zic. Atât Evanghelia după Matei, cât și Evanghelia după Luca scoate în evidență aceste trei lucruri. Unu, când ești pe drumul cel bun, îți vorbește Dumnezeu. Acesta este Fiul meu preiubit. Vezi și tu asta și o să vadă și alții. Și cred că ai văzut Beni și ai văzut Gabi că Dumnezeu vă vorbește și a văzut și biserica că Dumnezeu vă vorbește. Când ești pe drumul cel bun îți vorbește Dumnezeu. Nu accept din punctul meu de vedere ca un slujitor pus în slujire să nu-i vorbească Dumnezeu. El să vină tot cu conserve. Când iau și mă câte unii, bă, frate, ce dă Domnul? Păi Domnul nu dă dacă ești puturos. Domnul dă dacă ești harnic. Când vii în biserică, vină cu hrana pregătită. Înainte să-ți vorbească Dumnezeu prin tine bisericii, trebuia să-ți vorbească ție în odăiță. Aleluia! Știu, simt în Duhul că deja bag rana, bag cuțitul în rana cuiva. Dar Dumnezeu vrea să vindece în seara asta rana. Nu-i smerenia asta. Dă Domnul acum. Da, se întâmplă situații în care n-ai avut timp. Dar când vin în casa Domnului, să vede timpul pe care l-ai petrecut în cămăruță cu El. Că Iisus când ieșea în fața oamenilor se vedea de timpul pe care îl petrecea pe munte cu Domnul, se vedea de timpul pe care îl petrecea în pustie cu Domnul. Și ascultați-mă ce vă zic, când m-a luat odată unul așa furios, nu scrie în Evanghelie că Iisus s-a rugat pentru bolnavi. Nu, El se ruga în pustie și în munte.
Și când venea în popor, el îi vindeca pe bolnavi. El îi libera pe demonizați. Înțelegeți? Când vii în biserică, deja spunea odată prietenul meu, fratele meu, Charles, zice, i-a zis la un moment dat, zic, bă, Charles, când vii să te rogi pentru bolnav, zice, eu deja m-am rugat. Deja lucrurile sunt pregătite de azi noapte. Mă întrebam de ce nu pot dormi azi noapte. Dumnezeu le-a pregătit azi noapte. Pentru că în seara asta vrea să deschidă cerul și să umple pe toți cei care vor. Unu, doi, când, acum ascultă, când ești pe drumul cel bun, îți va ieși în față Satan. Adică vei fi ispitit. Când ești pe drumul cel bun, Iisus, după ce a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol. Acum ascultă-mă! Ascultă bine, ascultă Gabi, ascultați pastor, predicatorul care să fie. Când Dumnezeu consideră că trebuie să te pună față în față cu ispita, El ți-a dat atâta Duh Sfânt, încât să poți să-L pui la foc pe diavol. Nu accept să vină cineva să spună, frate, am trecut prin ispita asta și m-a doborât diavolul. Știi de ce te doborât diavolul? Pentru că n-ai înțeles că Dumnezeu a pus atâta Duh Sfânt în tine, încât ce e în tine e mai tare decât ce e în lume. Duhului Sfânt din tine nu-i frică de ispititorul. Că m-am întrebat de multe ori, de ce Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus în pustie? Pentru că Duhul Sfânt știe că în momentul în care te duce în ispită sau te duce pe tărâmul celui rău, Dumnezeu știe că tu poți să ieși biruitor. Și am ascultat, după ce Iisus a ieșit biruitor asupra diavolului, și că a ieșit plin de putere. Aleluia! Spuneam lui Benia seară, m-a chemat să merg la masă și a zis, bă, omule, nu mai pot să mănânc. Zic, atâta putere am primit în seara asta, de nu-ți imaginez. Am primit putere, atâta putere, pentru că în momentul în care eu dau, Dumnezeu întoarnă. Ascultă-mă, există un principiu. Dacă dai din tine fire, te încarci de fire. Dar dacă dai din tine Duh, o să te încarci cu Duh. Cu ce vrei să fii plin în seara asta? Cu ce vrei să te umple Dumnezeu? Când ești pe drumul cel bun, frate Gabi, o să ai ispit. Și trei, când ești pe drumul cel bun, deci atât Evanghelia după Matei, că și cea după Luca, mergeau noroadele după Iisus. Când ești pe drumul cel bun, merg oamenii în spatele tău. Merge familia după tine. Eu totdeauna când întâlnesc un om care e dubios, numai tu am întreb, pruncii tăi unde sunt? Nevastă-ți unde e? Cine te urmează pe tine ca să știu ce haram poți? Că dacă nu te urmează nimeni, știu că doare azi. Dar ascultă-mă! Decât să te coste veșnicia, mai bine acum oprește-te și spune, vreau să mă întorc. Ne ridicăm în picioare. O șanata mea. Aleluia. Aleluia. Închidem ochii. Aleluia. Pe ce drum ești? Avem impresia că slujitori sunt aia după scenă. Dar oricine este parte în Biserica lui Hristos a devenit un slujitor. Oricine, oricine e născut din nou, e partea familiei lui Dumnezeu, e partea împărăției lui Dumnezeu, ai devenit slujitor și slujitoare. Dumnezeu ți-a dat măcar un dar. Pentru că Domnul n-a trimis în via Lui oamenii să stea. I-a trimis la ceasul de dimineață, la 9, la 11, la 7, la când o văd. Și-a zis, mergeți! Vă voi da fiecare răsunat. Înseamnă că în împărăția Lui sunt slujitori.
Unii slujesc mai mult, alții mai puțin. Unii merg mai cu greu, alții mai mai cu ușor. Seara asta e cineva aici care nu-i parte în Biserica lui Hristos? Dacă nu ești parte în Biserica lui Hristos, ai motive să spui, eu nu sunt slujitor, nu sunt slujitoare. Dar dacă ești în Biserica lui Iisus Hristos, deja Dumnezeu ți-a rezervat un loc. Tu poți să slujești prin rugăciune, prin cântare, prin post, prin milostenie, prin dărnicie, prin îmbrățișare, printr-un cuvânt, printr-o mângâiere, prin o grămadă de chestii, poți să slujești. Vreau să întreb, când vei ajunge în cer, la ce va trebui Dumnezeu să te răsplătească? Că ai lucrat în Germania, te va răsplăti statul german și o să ai pensie. Dar când ajungi în cer, Dumnezeu vrea să te răsplătească. Pentru ce te va răsplăti? Ce ai făcut pentru El? Biserica Muntele Sionului, puteți face mult. Rugați-vă pentru liderii voștri. Postiți cu ei. Ajutați-i, încurajați-i. Vorbiți-le de zidire, sprijiniți-i. Nu vreau să le apăr poziția fiind și o parte, nu. Dar e și responsabilitatea voastră a lor ca să vă ducă pe drumul pe care trebuie să mergeți. Și cum zicea cineva, nu poți să duci o biserică undeva unde n-ai fost tu. Culmea! Sunt ordinați o grămadă de lideri, de păstori, de diaconi, de presbiteri care nu au avut experiența lor cu Dumnezeu. Cum să ducă el biserica undeva unde el n-a fost? Dumnezeu vrea seara asta să te treacă pe tine întâi, ca apoi să duci și pe alții. Aleluia! E o încărcătură spirituală de Dumnezeu. Suntem în timp. Și tare barată. Vin, mă, Duhule Sfânt. Vin. Aleluia. Rogă fratele Beni, sora Alina, să vină în față.